Hello, hello! Bine ai venit sau revenit pe canalul meu de YouTube! În acest video ți-am pregătit etalarea de tarot pentru anul 2021 pentru Zodia Pești. Aceasta va fi o etalare de tarot generală, prin urmare este foarte important să te uiți atât la zodia ta, cât și la orice semn zodiacal în care ai ascendentul, luna sau o aglomerare de 4 sau mai multe planete, pentru că de acolo vei primi informații suplimentare pentru anul 2021. În etalare o să scot câte o carte pentru fiecare lună din acest an și pe urmă o să clarificăm fiecare trimestru în parte pe situația de dragoste, sănătate și bani, carieră, situație financiară. Hai să vedem pentru pești care sunt riscurile și oportunitățile din 2021. Pentru luna ianuarie, februarie, martie, aprilie, mai, iunie, iulie, august, septembrie, octombrie, noiembrie și decembrie. Energia de la bază acestei etalări, care o să ne dea energia pentru tot anul, este 7 de monede. Așteptare. Toate lucrurile se întâmplă la timpul lor, nu neapărat la momentul la care își doresc peștii. Ok, lecția majoră pentru pești pentru anul 2021 este răbdarea. Interesant. Bun, hai să ne uităm la fiecare lună în parte, ca să înțelegem un pic mai bine energia acestui an pentru pești. Luna ianuarie vine cu Eremitul, cartea care în tarot reprezintă Zodia Fecioarei. Zodia Fecioarei pentru pești reprezintă a 7-a casă astrologică, acolo unde se află partenerii peștilor, parteneri de orice fel, că sunt în afaceri sau în relații personale, orice parteneriat care se încheie printr-un contract, care intră cumva sub incidența legii, într-un mod sau altul, este guvernat aici de fecioară. Eremitul este și o carte de interiorizare, când trebuie să mergi în interiorul tău și să-ți cauți foarte adânc adevărurile ascunse în tine. Majoritatea peștilor vor trebui în luna ianuarie să-și pună niște întrebări referitoare la ei versus parteneri, parteneri de orice fel. Ei versus relații, relații parteneriale de orice fel. Și e foarte important să depună pește această muncă interioară în luna ianuarie, pentru că aici în februarie avem Asul de Cupe, un nou început plin de dragoste, plin de iubire. Și în luna martie vedem Îndrăgostiții. Va trebui ca peștii să ia și o decizie în legătură cu acest nou început, cu această nouă ofertă de dragoste. Nu o să fie ușor, pentru că vedem aici pe luna aprilie că avem 8-ul de monede. E mult de muncă. Va trebui să depună foarte mult efort, dar din felul în care au ieșit aceste 3 cărți aici pe început de an, țin să spun că merită. Fie că e vorba de o relație personală sau o relație de afaceri, va merita tot acest efort. În luna mai, peștii vor trebui aici cu 3-ul de monede să învețe lecția cooperării, lecția muncii în echipă. N-au cum să facă toate de capul lor, n-au cum să ducă singuri la bun sfârșit acest proiect, au nevoie și de ajutorul oamenilor din jurul lor. Iarăși, fie că e vorba de o relație personală sau o relație profesională, acest lucru se aplică în ambele cazuri. În relațiile personale, peștii vor trebui să învețe să mai lase de la ei, să nu fie atât de autoritari, să accepte și punctul de vedere al partenerului, partenere de viață. În relațiile profesionale vor trebui să învețe să lucreze în echipă, să coopereze cu ceilalți oameni de la locul de muncă. Parte dintre pești aici au de învățat niște lecții, o să-și dea seama că nu sunt chiar atât de experți cum își imaginau ei că sunt, nu știu chiar tot ce credeau ei că știu și aici mai au de învățat, mai au de crescut. Partea pozitivă este că pe iunie vine aici Asul de Băte. Foarte multă pasiune, foarte mult entuziasm pentru a face ceva, pentru a învăța ceva, pentru a realiza ceva. Și în luna iulie peștii sunt gata să o pornească la drum în orice direcție i-ar purta acest nou început. Problema este că aici în luna august vine Turnul. Și dacă tot acest entuziasm, toată această pasiune nu este construită pe o fundație solidă, peștii vor fi taxați amarnic aici în luna august.
mai ales dacă nu au depus efortul care se cerea de la ei în luna ianuarie, acea muncă interioară de autoanaliză, de punere în ordine a ideilor, a principiilor, a valorilor, a dorințelor interioare ale peștilor. Dacă toată această muncă nu s-a făcut în ianuarie, aici în august peștii o să fie amarnic taxați. Luna septembrie vine cu o altă energie, cu cea a împărătesei. Este iarăși o energie foarte creativă, foarte pasională. E posibil că aici în septembrie, acei pești care sunt tineri, care își doresc să-și întemeze o familie, să beneficieze de această fertilitate a împărătesei pentru a avea un copil, pentru a face un copil. Cei care nu vă doriți acest lucru, mare atenție aici, mai ales în septembrie, să folosiți metodele adecvate de protecție. Iar pentru cei care nu se aplică deloc energia de fertilitate de copil, această împărăteasă poate să ne vorbească și despre o fertilitate a minții, a intelectului, de foarte multă creativitate, de foarte multe idei originale care le vin aici peștilor în luna septembrie. Împărăteasa ne vorbește și despre o relație mult mai apropiată de natură, de mediul natural. Așa că în septembrie mai ales, peștii ar trebui să petreacă foarte mult timp în natură, să se împământeze din nou, să își reclădească legătura lor cu mediul natural. Luna octombrie vine cu un alt nou început. Vedem aici deja al treilea nou început în viața peștilor. Februarie, iunie, octombrie. Toate sunt cărți de noutăți, de noi începuturi. În dragoste, în emoții, în pasiune, în creativitate, în orice domeniu al vieții a fost afectat aici de Turn. Nebunul este prima carte din Arcana Majoră în Tarot și reprezintă începutul drumului. Da, va fi un drum lung, da, va avea suișuri și coborâșuri, dar merită, mai ales pentru că aici turnul clar v-a luat ceva, v-a lăsat fără ceva și trebuie să reclădiți ceva nou, trebuie să o porniți pe o direcție nouă. Luna noiembrie vine cu șaptele de săbii, hoțul, dezertorul, o energie interesantă pe care peștii poate să o folosească în folosul lor pentru a dezerta din anumite gândiri limitatoare. Pentru a lăsa în urmă odată și pentru totdeauna anumite gânduri, principii, idei care nu îi mai servesc. În plan material, mare atenție pentru toți pești în luna noiembrie, să nu fiți furați, să nu vi se fure bani, bunuri materiale, dar și datele voastre personale, pentru că în era tehnologiei, în anul 2021, în această epocă foarte tehnologizată în care trăim, cea mai mare problemă este furtul informațiilor, da? Mare atenție aici, mai ales în luna noiembrie, unde vă introduceți datele personale, când plătiți online, pe ce site-uri vă băgați cardul, PIN-ul, datele bancare, unde plătiți cu cardul, chiar și la magazine, la benzinării, mare atenție să nu se uite nimeni peste umărul vostru, să nu vă fure nimeni PIN-ul, să nu vă fure nimeni datele personale. Luna decembrie vine cu o carte foarte frumoasă pentru pești. Regele de cupe, arhetipul regelui Solomon. Peștii o să iasă din anul 2021 mult mai înțelepți, mult mai echilibrați, mult mai maturi. Peștii o să crească într-un an cât alții în 10. Și asta îmi clarifică oarecum și această energie de fundal a anului pentru pești. Șaptele de monede, da, este o carte de așteptare, o carte care ne arată că lucrurile se întâmplă la timpul lor, nu neapărat când ne-am dorit noi, dar la finalul anului, când peștii o să treagă linie și o să adune, o să-și dea seama că în 2021 au avut mai multe experiențe, mai multe împliniri, mai multe oportunități și noi începuturi decât au avut în tot deceniul anterior. Șaptele de monede este și o carte de muncă, de efort. S-ar putea ca uneori peștii să trebuiască să facă anul acesta lucruri pe care nu și le doresc neapărat, lucruri care nu le plac foarte mult. Mai ales aici cu turnul, cu șaptele de săbii, cu treiul și optul de monede. Dar e foarte important să faceți aceste lucruri, să le duceți la bun sfârșit. Dacă v-ați luat un angajament, duceți-l până la capăt. O să aveți oricum foarte multe șanse de corecție a traseului, de reconfigurare a traseului vostru anul acesta. Lunile februarie,
iunie, octombrie, toate sunt cu noi începuturi. Toate cărțile din această etalare sunt pozitive. Chiar și acest turn, chiar și acest șapte de săbii au în ele un potențial pozitiv. Pentru că turnul nu vine așa doar de dragul de a distruge ceva. El vine să vă arate unde lucrurile nu erau stabile în viața voastră, unde lucrurile nu erau corecte, nu erau etice, nu erau morale, unde fundațiile nu erau suficient de solide ca să poată să susțină tot ce vreți voi să construiți acolo. Chiar și șaptele de săbii are în el o latură pozitivă. Vă arată unde trebuie să vă securizați, unde trebuie să creșteți nivelul de atenție, unde trebuie să fiți mai cumpătați, mai calculați. Vă arată unde sunt punctele slabe în viața voastră și unde voi aveți puterea de a le influența, de a le îmbunătăți. Per total o să fie un an foarte bun pentru pești, din toate punctele de vedere. Dar hai să ne uităm și la fiecare trimestru în parte, să clarificăm pentru dragoste, sănătate, bani, carieră, situație financiară, să vedem un pic mai detaliat ce aduce fiecare lună în parte pentru pești. Hai să vedem. Pentru primele 4 luni ale anului, ianuarie, februarie, martie, aprilie, în dragoste, avem asul de săbii, sabia adevărului, un nou început, o nouă idee. În sănătate, asul de monede, un nou început plin de stabilitate pe sănătatea voastră. În bani, carieră, situație financiară, împărăteasa. Trebuie să vă ascultați instinctele în toate aspectele financiare ale vieții voastre. Bun, interesant. Toate sunt cărți pozitive. Și acum hai să vedem fiecare individual cum se combină cu energia primelor 4 luni. Asul de săbii, care a ieșit ca și clarificare pentru partea de dragoste. Este asul adevărului, este sabia adevărului care iese la iveală, dar poate să reprezinte și noi idei, noi concepte, noi metode de a te gândi la dragoste de acum înainte. Ce înseamnă dragostea pentru tine? Ce înseamnă o relație echilibrată pentru tine? Ce înseamnă partenerul ideal și relația ideală pentru tine? Dacă aici în ianuarie cu asul de săbii și cu eremitul faci această muncă de autoanaliză, îți pui ideile în ordine și cauți adânc în interiorul tău ce înseamnă toate aceste lucruri pentru tine, în februarie o să vezi deja acest nou partener ideal care o să iasă în viața ta și în martie o să faci alegerea corectă pentru tine. Da, va fi mult de muncă, nimeni n-a zis că o să fie ușor, nimeni nu zice că relațiile perfecte sunt ușoare și că nu necesită muncă și efort. E clar că necesită, toate lucrurile bune în viață se câștigă cu trudă, cu efort, dar aici vorbim despre sufletul tău pereche, despre relația care o să-ți împlinească toate nevoile emoționale. Și eu cred că merită acest efort. Cred că peștii sunt de acord cu mine că merită acest efort. Este o combinație absolut superbă de cărți. Puteți să obțineți, din punct de vedere emoțional, sentimental, tot ce vă doriți. O împlinire mai mare decât vă puteți imagina la momentul actual. Dar e foarte important aici, în luna ianuarie, să faceți această autoanaliză. Să faceți această muncă interioară asupra voastră. Să vă clarificați voi ce înseamnă pentru voi relația și partenerul perfect. Pentru cei singuri, clar, aici din februarie o să apară o nouă persoană care în martie puteți să începeți această relație ideală. Pentru cei care sunteți deja în relații de lungă durată și nu vreți să faceți o modificare, toată această autoanaliză din ianuarie va fi foarte important ca în februarie să o prezentați partenerului vostru într-un mod calm, într-un mod echilibrat, astfel încât împreună să puteți să creșteți, împreună să puteți să clădiți această relație ideală care este în mintea voastră. Pentru cei care sunteți în relații de lungă durată, e posibil ca aici, luna ianuarie, această muncă internă a eremitului să trebuiască să o depuneți împreună cu partenerul vostru, să comunicați cu el, să vă readuceți pe aceeași lungime de undă ca să puteți să clădiți de aici încolo relația pe care vă doriți, relația pe care o visați. Oricum, o perioadă superbă în primele 4 luni ale anului pe partea sentimentală pentru pești,
doar lucruri pozitive am să vă spun. Hai să vedem pe sănătate. Avem aici asul de monede. Un nou început plin de stabilitate. Au ieșit deja în primele 4 luni ale anului 3 ași. Asul de cupe, asul de săbii, asul de monede. Și aici în următoarea parte avem și asul de bâte. Clar va fi anul în care peștii poate să înceapă orice își doresc ei. Poate să ia de la capăt în orice direcție de viață își doresc. Pentru că lucrurile o să iasă bine. Revenind la partea de sănătate. În primele 4 luni ale anului e posibil ca peștii să descopere aici în lunile ianuarie și februarie un nou stil de viață, un nou tratament, o nouă terapie care să le aducă o stare de sănătate mult mai bună, să le rezolve o problemă de sănătate din trecut. O să vă dați seama luna aprilie că nu e chiar așa de ușor cum pare la prima vedere, dar după cum ați văzut deja în lunile februarie-martie, este direcția corectă pentru voi. Așa că atunci când ajungeți în aprilie, să vă puneți întrebări, oare chiar e bine ce fac, nu e bine ce fac, e mai greu decât mă așteptam, nu renunțați. Continuați pe această traiectorie pentru că o să vă ducă la o stare de sănătate mult mai bună. O să vă dea longevitate, o să vă dea energie, sănătate, stabilitate. Sunteți pe direcția corectă. Și hai să vedem acum pe partea de bani, carieră, situație financiară. Aici avem pentru primele 4 luni din an Marea Preoteasă. Este foarte important pentru pești să vă ascultați instinctul. O să aveți aici în luna ianuarie un moment crucial alături de partenerii de afaceri. Un moment în care trebuie să analizați foarte clar intențiile, dorințele voastre de viitor. Dacă nu sunteți pe traiectoria corectă în carieră, pe traiectoria de carieră care o să vă aducă atât împlinire emoțională cât și împlinire financiară, în luna februarie cu asul de cupe o să aveți o ofertă, o șansă de a face o modificare. În luna martie va trebui să dați răspunsul. Să vă hotărâți pe care direcție mergeți. Rămâneți cu vechiul loc de muncă, cu vechii parteneri de afaceri sau acceptați această nouă cupă plină de promisiuni de împlinire emoțională. Alegerea este a voastră. Orice alegere ați face, o să fie mult de muncă. Pe oricare traiectorie o să o luați, o să aveți mult de muncit, nu o să fie ușor. De aceea e important să vă ascultați instinctele și să faceți alegerea care simțiți voi că este corectă pentru voi. Hai să vedem pentru următoarele 4 luni, pe partea de dragoste, îndrăgostiții, pe partea de sănătate, pajul de monede, pe partea de bani, carieră, situație financiară, soarele. Iarăși, doar cărți superbe pentru pești. Peștilor o să aveți un an minunat. Ce pot să vă spun? O să fie grozav în anul 2021. Pe partea de dragoste. Îndrăgostiții ne arată și relația suflet-pereche, dar mai conțin o semnificație. Aceea de a face alegeri. Pentru că acești îndrăgostiți s-au ales unul pe altul. Din miliardele de oameni de pe planetă ei s-au găsit și au făcut decizia conștientă să rămână împreună, să lucreze împreună la această relație. Prin urmare, în dragoste, foarte important aici, în luna mai, să realizați că voi și partenerul vostru sunteți o echipă și trebuie să lucrați împreună pentru a obține această relație perfectă. Relațiile perfecte nu vin ușor, vin cu multă muncă în spate, cu efort depus constant pentru a păstra flacăra pasiunii aprinsă. Aici, în luna iunie, o să puteți să reaprindeți flacăra pasiunii. În luna iulie ar fi indicat să mergeți într-o vacanță, în străinătate cu partenerul sau partenera voastră, pentru că luna august o să aducă în viața voastră, în relația voastră, niște schimbări karmice, dramatice, pe care nu le puteți opri. O să vă speriați aici în luna august, în prima fază, când apare această schimbare, când apare acest moment de turn, dar nu este cazul, pentru că orice elimină din viața voastră turnul, să știți că era momentul să renunțați la acel lucru.
Pentru o mică parte dintre voi, e posibil că aici turnul să aducă finalul relației, dar repet, pentru o foarte mică parte dintre pești. Pentru majoritatea, turnul o să aducă anumite circumstanțe exterioare pe care nu le puteți influența și care pun o anumită presiune pe relația voastră, care vă testează relația sau care schimbă dinamica puterii în relația voastră. Poate unul dintre voi își pierde jobul și toată responsabilitatea economică o să cadă pe celălalt partener. Cumpărătea asta aici în luna septembrie, e posibil pentru o parte dintre voi turnul acesta să fie apariția unui copil în viața voastră și iarăși asta să pună o anumită presiune pe relația voastră. Pentru alții turnul o să vină cu nevoia unei relocări sau a unor modificări care nu o să fie ușoare, dar o să fie constructive pentru voi. Pentru cei singuri, este foarte posibil ca aici în luna mai să vă cunoașteți sufletul pereche prin intermediul colegilor, a prietenilor, a colaboratorilor voștri de la lucru sau din afaceri, iar luna iunie va veni aici cu foarte, foarte multă pasiune, cu foarte multă atracție fizică între voi și această persoană nouă pe care o cunoașteți. E posibil ca aici în luna iulie pentru o parte dintre voi, acest partener sau parteneră să fie nevoită să plece în străinătate și tocmai depărtarea asta dintre voi să aducă acest moment de turn, acest moment de criză existențială în viața voastră, în relația voastră. Acum depinde de voi cum o să navigați toată această energie. Mesajul anului este să aveți răbdare, dar voi știți ce e mai bine pentru voi. Hai să vedem pe partea de sănătate. Asul de monede, care a apărut în prima lună, în prima parte a anului, se transformă în pajul de monede. Lucrurile evoluează destul de mult în primele 4 luni ale anului și aici, pe mijlocul anului, s-ar putea să fiți puțin frustrați că deja nu mai înregistrați o evoluție atât de spectaculoasă. Nu trebuie să luați neapărat lucrul acesta ca un lucru rău, pentru că e ok să mai aveți și momente de platou în care vă stabilizați organismul, în care îi dați timp acestuia să se obișnuiască cu noua stare, de fapt cu noua stare de sănătate. E foarte important aici în luna mai să vă găsiți un grup de oameni care are aceleași țeluri în sănătate ca și voi, un grup de suport. Poate să fie un grup fizic, fie de oameni cu care ieșiți la alergat sau mergeți în drumeții sau faceți sport în fiecare zi, în fiecare săptămână. Poate să fie un grup online de oameni care împărtășesc rețete, tratamente, terapii, idei inovative și naturale de a îmbunătăți sănătatea. Pentru că toate aceste monede pe partea de sănătate mi-arată și că peștii trebuie să adopte o dietă mult mai apropiată de starea naturală a alimentelor și cumva să se apropie foarte mult de pământ, de relația asta cu pământul. Adică la sport, dacă trebuie să începeți să faceți mișcare sau vreți să începeți să faceți mai multă activitate fizică, încercați mai mult să faceți chestia asta în natură, în exterior, în aer liber, nu neapărat în săli de sport sau închiși în spații interioare. Aduceți apropierea asta de natură în toate aspectele vieții voastre, în dietă, în sport, în tot ce puteți voi să implementați în viața voastră. În lunile iunie și iulie o să aveți foarte multă energie, o să vă mișcați foarte mult, o să fiți foarte entuziasmați și o să puteți să faceți mari progrese aici pe starea voastră de sănătate. Din păcate, aici luna august o să vină cu un mic moment de criză în viața voastră. S-ar putea ca pe perioada verii să exagerați puțin, să duceți lucrurile prea departe și turnul poate să vină cu un mic accident, fie ați ținut o dietă prea strictă și aici în august vă faceți niște analize și vă dați seama că aveți niște carențe de vitamine și minerale în corp, fie ați făcut prea mult sport și aici în luna august aveți un mic accident, vă luxați glezna sau faceți o întindere musculară, da, anumite probleme de genul ăsta. E clar că turnul vine aici să susțină mesajul pajului de monede și al acestui 7 de monede, pentru a vă readuce aminte încă o dată că pe starea de sănătate trebuie să aveți răbdare, să adoptați o atitudine moderată. Încet, încet că o să ajungeți acolo unde vreți, dar nu vă grăbiți prea tare că
nici la starea asta nasoală de sănătate n-ați ajuns așa într-o zi, într-o secundă. Prin urmare, nici nu o să puteți să reveniți la o stare mai bună de sănătate într-o zi, într-o secundă. Va dura ceva timp. Hai să vedem pe partea de bani, carieră, situație financiară. Aici avem Soarele. Este cea mai pozitivă carte din tarot și orice o să vă aducă al doilea trimestru al anului va fi clar pentru binele vostru. În luna mai este foarte important să învățați să lucrați în echipă, să colaborați bine cu colegii voștri de la locul de muncă, cu orice colaborator aveți de face în viața de zi cu zi. Asigurați-vă că aveți o relație colegială, o relație ok, că nu călcați pe nimeni pe picioare. Pentru peștii care sunt mai tineri, în luna mai e posibil să apară în viața voastră un mentor, o persoană care să vă ia sub aripa sa și să vă învețe meserie. Dacă puteți să vă înscrieți la un program de internship, de training, chiar dacă e mai prost plătit, faceți-o pentru că o să aveți beneficii pe termen lung din acest program. Lunile iunie, iulie vin cu foarte mult entuziasm, cu foarte multă energie, cu foarte multă pasiune și creativitate. Nu uitați în luna iulie să vă și bucurați puțin de concediu, de vacanță, mai ales dacă aveți ocazia să plecați în străinătate. E posibil în carieră, pe baza unei idei apărute aici în luna iunie, să puteți în ultima parte a anului să începeți să clădiți ceva foarte serios. Nu văd neapărat mijlocul anului ca o perioadă foarte bună de inițiere a unei noi afaceri, pentru că aici pe luna august vine turnul și dacă voi vă încăpățânați aici în iunie să începeți o afacere nouă, în august o să aveți parte de niște probleme, de niște recalibrări. Și atunci cred că ar fi mai bine aici pe perioada verii, iunie, iulie, august, să lucrați cumva în background la această nouă idee, la această nouă inițiativă de care sunteți foarte pasionați și pe care vreți foarte mult să o duceți la bun sfârșit. Lucrați toată perioada verii la idee, asigurați-vă că aveți toate lucrurile bine rezolvate, folosiți-vă aici de luna august când vine momentul de turn ca să recalibrați orice trebuie să rearanjați în planul vostru de afaceri și începeți efectiv firma, afacerea, activitatea nouă aici pe lunile de toamnă, pe septembrie-octombrie, când aveți mult mai multă susținere de la univers. În orice caz, turnul ăsta în bani, carieră, situație financiară n-are cum să vă aducă lucruri foarte negative pentru că este clarificat aici de soare, da? Dacă cumva în luna august voi sperați că o să începeți un nou loc de muncă și pe ultima 100 de metri cade oferta, nu se mai întâmplă, nu vă întristați pentru că aici pe perioada toamnei o să vină ceva mult mai bun. Acest soare, acest copil aici călare pe cal ne arată că o să vină lucruri mult mai bune în viața voastră. Și hai să clarificăm pentru ultimul trimestru al anului 2021, pentru ultimele 4 luni din an, pentru dragoste, 3-ul de cupe, sănătate, 8-ul de monede, bani, carieră, situație financiară, 10-le de cupe. Bun, hai să le luăm una câte una. Pentru partea de dragoste avem 3-ul de cupe. Pentru o mică parte dintre pești, e posibil ca pe perioada toamnei să fiți implicați într-un triunghi amoros. Că vă dați sau nu vă dați seama de asta, în luna noiembrie aici e posibil să iasă adevărul la iveală. Pentru o mică parte, da, repet, o foarte mică categorie dintre pești, acest 3 de cupe reprezintă un triunghi amoros. Voi sunteți aici împărăteasa. Sunteți foarte puternici și o să luați decizia să plecați din acest triunghi amoros, pentru că aici pe luna octombrie vedem nebunul, un nou început. Și de aici înainte nu o să mai acceptați ca nimeni să vă fure energia, dragostea, iubirea și timpul. O să fiți o persoană mult mai înțeleaptă la finalul acestui an. Pentru majoritatea peștilor, 3-ul de cupe ne vorbește pur și simplu despre o perioadă foarte fericită, cu foarte multe petreceri, înconjurați de prieteni, de oameni dragi, cu foarte mult motiv de bucurie și de sărbătoare. E posibil că aici împărăteasa, această veste a unui copil sau toată această creativitate care apare în viața voastră să vă dea motiv de sărbătoare, mai ales cu nebunul aici, cu un nou început, iarăși alt motiv de sărbătoare.
chiar și acest 7 de săbi, când o să reușiți să vă învingeți un inamic, fie că e exterior, fie că e un inamic din interiorul vostru, o să vă dea motiv de sărbătoare și finalul anului o să vă vadă iarăși mult mai împliniți, mult mai echilibrați, mult mai fericiți. Per total, un final de an foarte frumos și din partea de dragoste, atât pentru cei singuri cât și pentru cei în cuplu. Pentru cei singuri e posibil iarăși aici în luna octombrie să începeți o relație, mai ales dacă turnul a adus cumva disoluția unei relații, finalizarea unei relații pentru voi. Mare atenție ca orice relație începută în octombrie să vă asigurați în luna noiembrie că lucrurile stau într-adevăr așa cum vi s-a promis, așa cum ați discutat. Dacă cumva n-ați avut toate aceste discuții și alinieri înainte să începeți efectiv relația, aici luna noiembrie vine cu un moment în care puteți să faceți o recalibrare a așteptărilor între cei doi parteneri. Partea de sănătate, 8-ul de monede, încă o dată 8-ul de monede. Foarte multă muncă. În ultimele 4 luni din an va trebui să depuneți foarte mult efort pentru sănătatea voastră. E posibil ca aici pe luna octombrie să o luați într-o nouă direcție sau să reîncepeți o dietă, un tratament, o terapie pe care ați mai încercat-o în primele 4 luni din an și care a dat rezultate pentru voi. E foarte important să nu vă mințiți singuri, să fiți foarte onești cu voi înșivă, pentru că doar vouă vă faceți rău atunci când vă înșelați pe voi înșivă. În orice caz, sfârșitul anului o să vă găsească cu o stare mult mai bună de sănătate decât începutul acestui an. Și, nu în ultimul rând, pe partea de bani, carieră, situație financiară, avem aici 10-le de cupe. O energie foarte frumoasă, de împlinire, de fericire și motiv de sărbătoare. Mai ales pentru acei pești care lucrează împreună cu un membru al familiei, cu partenerul sau partenera de viață, va fi o perioadă superbă pe finalul anului. O să fiți foarte creativi, o să aveți ocazia să începeți proiecte noi, mare atenție pe luna noiembrie, da? La toate aspectele bancare, la informațiile și detaliile confidențiale legate de afacerea voastră. Protejați-vă afacerea, protejați-vă informațiile voastre bancare, protejați-vă datele personale. Pe luna noiembrie foarte, foarte important, astfel încât în decembrie, aici cu regele de cupe, să aveți motiv de sărbătoare, să aveți motiv de veselie și de împlinire. Pentru cei care sunteți investitori sau antreprenori, în ultima parte a anului sunt foarte bine aspectate toate investițiile imobiliare, în terenuri, în agricultură, dar și în orice afacere legată de lichide, că e vorba de apă minerală, sucuri, băuturi alcoolice, parfumuri, toate sunt foarte bine aspectate. Și încă o dată o să subliniez pentru toată lumea, mare atenție, mai ales pe luna noiembrie, la cum vă protejați datele personale, la cum vă protejați datele bancare. Per total, o energie superbă pentru pești pentru anul 2021. Înainte să finalizăm această etalare, vreau să vă las cu un gând frumos pentru acest an. O să extrag un card din aceste carduri Puterea Gândului. Până când amestec eu cărțile, nu uitați să-mi lăsați în comentarii cum se aplică pentru voi această interpretare. Și dacă v-a plăcut mesajul meu, nu uitați să dați un like acestui video. Hai să scoatem o carte de aici, de la mijloc. Merit tot ce este mai bun și accept tot ce este mai bun acum. Sunt înzestrată mental și emoțional să mă bucur de o viață prosperă și plină de iubire. A meritat tot binele este un drept din naștere. Îmi revendic acest drept. Un mesaj absolut minunat pentru pești, care merge mână în mână cu toate aceste cărți absolut superbe care au ieșit pentru voi pentru anul 2021. Vă mulțumesc foarte mult că ați stat cu mine până la final. Vă doresc să aveți un an minunat, sunt sigură că o să aveți un an minunat și ne vedem în următoarele videouri. Pa, pa!